Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă din Caracal a găzduit simpozionul intitulat Simplicultura. În cadrul acestuia, alături de unul dintre marii furnizori de inputuri în agricultură, specialiștii au oferit fermierilor interesați o serie de soluții simple și eficiente la problemele cu care se confruntă. Au fost vizate dificultățile pe care fermierii le întâmpină în obținerea de producții mai mari la culturi precum floarea soarelui, porum, grâu și rapiță. Soluțiile furnizate de specialiștii din domeniu pentru problemele ridicate de fermieri sunt unele la îndemână acestora simple și deloc costisitoare, verificate în timp cu efecte garantate. Următorul eveniment organizat de Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă de la Caracal pentru a veni în sprijinul fermierilor va avea loc săptămâna viitoare. Partener va fi compania Bayer. Va fi un simpozion regional la care sunt așteptați să participe circa 400 de fermieri. Aceștia vor putea afla performanțele ce se pot obține cu utilaje de ultimă generație, parte dintre ele fiind achiziționate anul trecut de Stațiunea din Caracal.